Hai, salut! Probabil știți deja cine sunt, iar voi vă uitați la nou episod din B-Vlog. Săptămâna asta am fost invadați de hateri și ne-a fost foarte greu să alegem unul. Deci, haterul săptămânii este Chirilescu Tudor, care ne spune: vă mai luați mult după nimic nou? Plagiatorilor! Teo, cine are creier mic, o gură mare și o părere de care nu ține nimeni cont? Săptămâna trecută, tot mai mulți ați susținut tema cerșitului. Ei bine, am fost de acord, așa că o să dezbatem această problemă. Dar stai, noi nu avem cerșitori pe server. Economia este în floare, toată lumea muncește, tractoarele sunt rupte, iar pneurile camioanelor sunt tocite. Nu s-a auzit niciodată de un jucător care să cerșească bani pentru a intra în bancă, să zicem. Sau mecanici care să ceară bacșiș pentru o rată de rezervă. Nici măcar jucători ce stau la CNN și se roagă de tine să se urce în mașină. Adică nu e ca și cum ar fura mașina imediat după ce ai descuiau. Deci chiar nu știu cum v-a venit ideea asta cu cerșetori. Eu chiar nu am văzut vreun om amărât. Băiatu, ai 100 să intru și eu în bancă? N-am, bă, pleacă de aici. Hai, băiatu, dă și mie 100. Băiatu, ai 200 să intru și eu în bancă? Intră, este 100 de dolari. Hai, băiatu. Adică, serios, eu chiar nu am văzut pe cineva să facă asta. Dă-i, băiatu, dă-i. Dă-te, bă, să parchez. Hai, băiatu, că te ghidez eu. Hai, băiatu, dă-i. Hai, băiatu, hai. Stop. Lasă-o așa, stop. Băiatu, dă-i 100, am grijă de mașină. Nu, chiar nu există așa jucător pe serverele noastre. Suntem neam de bârfitori, de șmenari și cioorditori. Vezi tu cât e de înflorit, ne-am dus și l-am prăpădit. Din Germania noi am luat tot ce înseamnă bancomat. Dacă vezi la noi o roată, din vreun portbagaj e luată, iar mașina cea albastră e mișto, dar nu e a noastră. Șefilor să ne-o crotească, le-am dat mita românească. Vila lor, să știți și voi, e cu banii de la noi, măi. Dacă stăm să ne gândim, toate activitățile sunt în dezavantaj de când cerșitul este în floare. Bună ziua, vă rog să coborâți din vehicul. Sigur, ce s-a întâmplat? Mai tu, ai 100. Pleacă, te rog. Ok. Nu, stai, nu tu. Băiatu, ai... Așa că, cel mai probabil, în următoarele update-uri vom avea sisteme anti-cerșit. De câte ori apare un boschetar și începe propoziția cu AI, va primi automat minus 100 de dolari. Într-o altă ordine de idei, zilele astea am avut parte de un update pe serverele RPG. Un sistem de suspendare a licenței de portar m-a fost implementat. Mai exact, oricine face de mai iurea poate primi acest suspend pentru un anumit număr de ore. Așa că, spuneți hip hip ura, dămâiștii vor fi din 5 mai puțin. Hai, băiatu, dă și mie 100. Băiatu! Mirele, scoate-l pe ăsta de aici! Și acesta a fost episodul 8 din B-Vlog. Nea Mirel vă onora din nou cu prezența sa. Ne revedem episodul următor.